Gestionarea crizei refugiaților trece la o altă etapă în țara noastră, ca răspuns la criza persoanelor strămutate cauzată de invazia Ucrainei de către Rusia. O coaliție largă de parteneri internaționali și locale a lansat la Chișinău un plan de răspuns la nevoile umanitare ale refugiaților pentru anul 2023. În baza acestui plan, realizat sub auspiciile Forumului de Coordonare pentru Refugiați, coprezidat de Guvern și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, vor fi create noi oportunități de muncă și de studii pentru cetățenii ucraineni care, fugind din calea războiului, și-au găsit un adăpost în Republica Moldova. Toți noi ne dorim un mediu sigur și stabil, să implementăm programe de susținere pentru cazarea privată a refugiaților, să asigurăm acces inclusiv și nediscriminatoriu la servicii, studierea limbii de stat, formare profesională, locuri de muncă, astfel încât persoanele refugiate să-și poată începe viața de la început. Am venit încoace acum un an împreună cu copilul și mama. Deja de jumătate de an muncesc la linia verde. Îmi ajut concetățenii refugiați în Republica Moldova, țară care a fost foarte ospitalieră cu noi din primele secunde ale războiului. Sunt aici împreună cu fiica și feciorul. Republica Moldova și-a deschis larg ușile pentru noi. Particip la cursuri de studiere a limbii române. Copiii învață online. Ne simțim confortabil aici. Comunitatea internațională își reconfirmă sprijinul pentru Republica Moldova în gestionarea crizei refugiaților. Toate acestea trebuie să fie realizate astfel încât să demonstreze reziliența sistemelor, să fie o sursă de politici potrivite cerințelor, necesităților. Noi suntem dispuși să oferim în continuare sprijin Guvernului Republicii Moldova în aceste eforturi. Noi înțelegem foarte bine că necesitățile refugiaților care se află acum în Republica Moldova sunt foarte mari. În acest an vom veni nu doar cu ajutoare umanitare, materiale, dar vom sprijini și comunitățile locale care găzduiesc refugiații, familiile din Republica Moldova. În total, peste 70 de parteneri participă la planul de gestionare a crizei refugiaților. 26 dintre aceștia sunt din Republica Moldova. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, peste 100.000 de cetățeni ucraineni și-au găsit o a doua casă în țara noastră. Pentru 2023, ONU și partenerii săi pregătesc un fond de ajutorare a refugiaților ucraineni din Republica Moldova, în valoare de 427 de milioane de dolari.